Bună seara! Eu mă numesc Adrian Stoian, sunt trainer și consultant IT. Eu activez pe partea de infrastructură și atunci v-ați putea întreba ce caut eu la prezentări pe partea de dezvoltare software. Subiectul pe care l-am ales, și anume automatizarea testării folosind Team Foundation Server și System Center Virtual Machine Manager, e la granița dintre dezvoltare și partea de administrare, să zicem. Pentru că, pe de o parte, implică procesul de dezvoltare și aici o să acoperim partea de management al testelor și ceea ce probabil că faceți deja sau doriți să faceți este să automatizați procesul de testare, adică să aveți câte un set de teste pe care să-l puteți rula automat, iar rezultatele să fie întoarse în niște rapoarte. Și pentru a face lucrul ăsta cât mai bine, ideea ar fi, de exemplu, să folosim mașini virtuale. Pentru că mașinile virtuale putem să le facem pe niște configurații standard, folosind template-uri, adică putem instala acolo un sistem de operare și să-l configurăm după cum dorim, să punem prerechizite, IIS, SQL și alte lucruri. Și pe urmă, putem face așa numitele snapshot-uri care ne permit să revenim la o configurație standard ori de câte ori e nevoie. Și exact la lucrul ăsta s-au gândit și cei de la Microsoft când au făcut integrarea între Team Foundation Server și System Center Virtual Machine Manager, care este consola de management pentru infrastructuri de virtualizare Hyper-V. Acum am ajuns eu să prezint subiectul ăsta, mai ales că v-am spus că nu am experiență de dezvoltare. Am studiat destul de mult partea asta de management de sistem și de virtualizare. La conferința IT Camp, care a fost în mai, am avut un seminar de 2 zile despre SCVMM și unul dintre subiectele care aș fi vrut să-l prezint atunci, dar n-am reușit și din lipsă de timp și de cunoștințe, a fost exact acest subiect despre integrarea cu TFS pentru automatizarea testelor. Așa că mi-am făcut curaj și am venit acum să vă prezint. Ok, haideți să vedem puțin despre agenda acestei prezentări. În primul rând vom discuta despre arhitectura soluției, ce vrem să realizăm. Pe urmă vom acoperi procesul de instalare pentru Team Foundation Server 2012. Am început cu partea de instalare ca să ne acomodăm cu configurarea, să vedem ce avem nevoie. Deci, pentru instalarea lui Team Foundation Server și pe partea cealaltă pentru SCVMM. Fără a avea pretenția să intru foarte mult în detalii în zona asta, pentru că, în definitiv, dacă avem nevoie de asta, ne întrebăm pe administratorii de rețea, nu? Deci îi punem să instaleze. Și după aia o să ne orientăm asupra părții de configurare pentru lab management, adică pentru managementul automatizat al laboratoarelor de testare și vom vedea cum configurăm un build care să fie de tipul build, deploy, test, adică generarea automată a build-ului, deployment-ul build-ului pe niște mașini de test care pot fi mașini virtuale și pe urmă rularea unor seturi de teste. Deci cam asta o să fie structura prezentării. Am, înainte de a începe, o întrebare. Câți dintre dumneavoastră folosiți deja Team Foundation Server? Sau aveți? A, destul de multe nume. Ce versiune? 2010? 2012? Da? Ok. Bine, mulțumesc frumos. Haideți să trecem rapid în revistă cam care ar fi arhitectura acestei soluții, Team Foundation Server, și la ce ne folosește. Partea din mijloc este cea care conține, de fapt, serviciile oferite de Team Foundation Services, este construit în arhitectură Web Services. Avem niște baze de date, o bază de date de configurație, un data warehouse, pe baza căruia după aia vor fi generate rapoarte, și baze de date pentru proiectele de echipă. Funcționalitatea lui Team Foundation Services, așa cum am spus, este expusă în tehnologie de Web Services, poate cea mai importantă e version control, deci pentru managementul codului sursă, pe urmă partea de build automatizat, work item tracking este un soi de project management, adică să urmărim ce avem de făcut, activități,
și, bineînțeles, reporting-ul. Iar noi o să ne orientăm în această prezentare pe partea de lab management, deci managementul laboratoarelor de testare. În partea de sus aveți clienții, bineînțeles că avem Team Foundation Client și putem să-l accesăm în versiunile de Visual Studio, înțeleg eu, de la Visual Studio Professional în sus. Există de asemenea o versiune de Visual Studio, Visual Studio Test Professional, care este folosit de cei care administrează suitele de teste. De asemenea, Team Foundation Server are și o interfață web prin care puteți, deci acel web browser client, cu care puteți vedea work items, rapoarte și așa mai departe. În partea de jos, astea nu sunt obligatorii, sunt opționale. Evident că dacă vreți să realizați build-uri, vă trebuie un build server, care poate fi instalat într-o configurație minimală, chiar pe serverul de TFS, dar în configurații mai mari poate fi instalat pe o altă mașină. Dacă vrem să facem această integrare de care povesteam cu System Center Virtual Machine Manager și hosturi de virtualizare Hyper-V, păi în primul rând ar trebui să avem niște servere cu Hyper-V pe care să instalăm mașinile virtuale și pe urmă serverul de Virtual Machine Manager, care are și o librărie de mașini virtuale, de fapt de template-uri de mașini virtuale, pe care le putem folosi ca să creăm rapid mașini virtuale când avem nevoie. Cam asta ar fi arhitectura generală. Pe partea cealaltă, System Center Virtual Machine Manager este în linii mari o consolă de management pentru infrastructurile de virtualizare și CVMM-ul expune funcționalitățile ca web services, deci are în spate o bază de date SQL în care ține configurația, de asemenea expune un API de PowerShell cu care se pot face automatizări, o să avem o consolă pe care o să vă arăt în demonstrații și în partea de jos avem hosturile care sunt gestionate. SCVMM o știe să gestioneze atât hosturi Hyper-V, cât și Citrix Sense Server și chiar și VMware SX prin intermediul lui vCenter, ce-i drept. De asemenea, avem un server de tip librărie. Asta, de fapt, e un share în care sunt ținute template-urile de mașini virtuale și alte servicii, cum ar fi VSUS, Windows Server Update Services pentru a asigura patch management-ul și Windows Deployment Services pentru partea de deployment-uri de hosturi. Cam asta ar fi arhitectura în linii mari, nu vreau să intru aici în foarte multe detalii. Ce ne interesează pe noi să facem? Să facem integrarea între cele două produse, deci TFS-ul și SCVMM-ul și cu ajutorul acestora să putem gestiona partea de testare automată. Cum se face acest lucru? În Team Foundation Server avem componenta de lab management care are un conector, să zicem, către SCVMM, deci se poate conecta remote la SCVMM și poate să facă diverse operațiuni de configurare. Și de asemenea partea de test case management care gestionează test controllerele. Test controllerele pot fi unul sau mai multe, pot fi instalate pe serverul de TFS sau pe alte mașini și cu ajutorul acestora gestionăm agenții de testare. Agenții de testare vor fi instalați pe mașinile de test. Mașinile de test pot fi mașini virtuale, cum e cazul aici, deci o mașină virtuală care rulează pe un host Hyper-V, sau pot fi chiar mașini fizice, caz în care vorbim de medii standard de testare, adică avem niște servere, stații de lucru în care instalăm agenții și care rulează de fapt suitele de teste pe care noi le definim în Team Foundation Server. Bineînțeles, Team Foundation Server are și celelalte componente de build management, deci crearea build-ului, source control, version control, work item tracking, despre asta nu o să insist în prezentarea mea. Și toate operațiile sunt configurate cu clienții de TFS, care ar fi Visual Studio, evident, și test managerul, deci consola de management al testelor. Ok, deci asta e ce ne propunem să realizăm. Acum eu o să vă prezint așa în pași exact cum am făcut eu operațiile de configurare, începând chiar cu instalarea lui Team Foundation Server.
S-ar putea să nu vă intereseze foarte mult cum se face instalarea, să vedeți de fapt rezultatul final, dar eu aș vrea să vă prezint ca să vedem ce cerințe avem nevoie ca să punem la punct o astfel de infrastructură. Păi, în primul rând, ne trebuie măcar un server. În cazul meu, eu am folosit o mașină virtuală pentru că în scopuri de demo și chiar pentru medii de dezvoltare mici, eu știu 10-50 de dezvoltatori care lucrează în echipă, se poate folosi cu succes o mașină virtuală. De fapt, și Microsoft-ul spune că până la 250 de utilizatori se poate folosi o singură mașină cu 2 GB de RAM, un single core și cu baza de date instalată local. Dacă aveți nevoie de mai mult, Team Foundation Server, după cum vedeți, poate scala până la 1000 de utilizatori. Bineînțeles, în momentul ăla trebuie să punem mai multe mașini ca să scalăm corespunzător, adică separăm baza de date pe altă mașină și partea de servicii propriu-zise de TFS pe un alt server. Ca și sisteme de operare, merge pe Windows Server 2008, 2008 R2 și Windows Server 2012, exceptând versiunile Server Core, deci trebuie să fie versiunea full de Windows. Clientul de TFS, în esență, ca să pot accesa serviciile TFS din Visual Studio, trebuie să fie de la Windows 7 cu Service Pack 1 sau Windows 8. Acolo am uitat 8, deci la sfârșit. Evident, puteți folosi și versiunea anterioară de Visual Studio, caz în care cerințele scad un pic. Dar eu aici ce discut despre Team Foundation Server, versiunea 2012, cu Update 3, care e versiunea cea mai recentă, a fost lansată chiar acum câteva luni. Ca bază de date, suportă SQL Server 2008, începând de la R2, deci nici măcar versiunea RTM, și SQL Server 2012. Eu am folosit versiunea 2012. Ca și kituri, ca să putem instala, ne trebuie kitul de Windows Server 2012, eu am instalat versiunea standard, ne trebuie un SQL Server 2012, instalarea este cea default, deci fără prea multe, o să vă spun imediat ce trebuie instalat ca și features. Și apoi am folosit Visual Studio Team Foundation Server 2012 Update 3. În configurația mea am mai pus Visual Studio Test Professional și Visual Studio Professional 2012, cu ajutorul căruia mă pot conecta la Team Foundation Server și pot gestiona configurația acestuia. Opțional putem pune și un SharePoint. Eu nu am pus SharePoint pentru că în primul rând, SharePoint 2010, care ar fi fost o variantă, nu mai este suportat pe Windows Server 2012, ce am folosit eu, iar SharePoint 2013 nu s-a pus problema pentru că ăsta cere minimum 8 GB de RAM ca să-l instalezi și am renunțat. Deci SharePoint vă permite să faceți un site de echipă în care să puneți documentație și alte lucruri. Eu, pentru demonstrația mea, n-aveam nevoie de lucrurile astea, așa că nu l-am mai instalat. Ca și cerințe pentru SQL, ce feature-uri sunt necesare, am instalat partea de Database Engine, Full Text Search, Reporting Services și Analysis Services. Deci astea ar fi componentele necesare. La partea de collation e bine să alegem collation-ul default, Windows Authentication și în cazul meu, pentru că era totul pe aceeași mașină, n-am mai făcut Users Accounts pentru servicii, ci l-am instalat cu local service. În momentul în care instalăm Team Foundation Service, când pornim wizard-ul de instalare, avem mai multe opțiuni și aș vrea să explic acum pe scurt și o să vedeți și în capturile de ecran pe care le-am făcut cum a decurs procesul de instalare. Dar Basic nu îl folosiți niciodată. Basic a fost gândit ca o instalare în scopuri de demo. Deci ideea că atunci când alegeți Basic nu vă mai întreabă nimic și își pune SQL Server Express. Eu alesesem deja să pun o bază de date SQL Server standard, deci nu trebuia să mai instalez Express și își face el configurările automat fără să ne mai întrebe nimic. De asta Basic probabil că e util doar dacă așa, cu scopuri de demonstrații. Chiar și standard, versiunea standard single server, care vă instalează totul pe o singură mașină, e util
În măsura în care tot așa faceți o demonstrație sau vreți să faceți o configurație foarte simplă. În majoritatea cazurilor, însă când instalați TFS, este bine să alegeți opțiunea Advanced, care vă dă acces la toate opțiunile de configurare disponibile. Puteți separa baza de date și application tier-ul pe servere diferite și puteți face toate configurările necesare. Eu personal în configurația asta am folosit standard single server, tocmai pentru că era cu scopuri de demonstrație. Trebuie să faceți și niște conturi de servicii. Singurul care e neapărat necesar este acel TFS service care e folosit de serviciile de TFS pentru logon as a service. Și după aceea, dacă vreți să folosiți build pe altă mașină, TFS build, dacă aveți o locație la distanță unde aveți dezvoltatori care trebuie să acceseze serverul de TFS, puteți instala un server de cache, deci acel TFS proxy care cache-uiește codul sursă și accelerează citirile. Scrierile nu, pentru că scrierile sunt comise direct în TFS-ul de la sediu central. Și partea de raportare care este bazată pe reporting service. Și acum urmează prima demonstrație bazată pe PowerPoint, care vă arată procesul de instalare. Este ce am capturat eu în momentul instalării. Introducem CD-ul cu Team Foundation Server, presupunem că am instalat deja SQL-ul, da? Și acceptăm termenii de License Agreement și zicem Install Now. Și instalează și gata. Asta a fost instalarea. Urmează partea de configurare. Partea de configurare, aici aveți opțiunile de care v-am povestit puțin mai devreme, adică basic, standard, single server, advanced și așa mai departe. Eu am ales opțiunea standard. Vedeți că vă spune exact la fiecare opțiune când alegeți acea variantă. Deci, pentru că vreau să fac deployment pe o singură mașină, trebuie să... Aici avem pagina de welcome, trebuie să spunem dacă trimitem la Microsoft informații despre configurația noastră, service account-ul. Aici mă avertizează că nu poate să instaleze SharePoint 2010, ceea ce el instalează implicit, deci instalează SharePoint Foundation 2010 și pentru că însă eu am folosit sistem de operare Windows Server 2012, n-am putut să fac acest lucru. Și atunci am sărit peste partea asta, un sumar de configurare și instalarea propriu-zisă. Deci își configurează singur ISU, deci nu trebuie să facem noi nicio configurație preliminară. Bun, am instalat TFS-ul. Următorul pas și e recomandat în majoritatea configurațiile de Team Foundation Services este să configurăm servicii suplimentare. Cum ar fi? Team Foundation Build. Dacă tot ați ales să folosiți TFS-ul pentru partea de management al proiectelor de dezvoltare, partea de build automatizat, după mine, e un musai. Și atunci, mai ales că îmi trebuie și la demonstrație, așa că punem un Team Foundation Proxy nu ne trebuie. În schimb, Team Foundation Build Service, pornim wizard-ul și pornește un wizard în care îmi spune, ok, ai nevoie de o colecție, Team Project Collection, deci în care să fie publicate ulterior proiectele noastre. Ok. Și pe urmă configurez serverul curent ca server de build. În scenarii cu echipe mici, deci în care, să zicem, aveți 10, maxim 100 de dezvoltatori, puteți pune serverul de build chiar pe serverul de TFS. Altfel, mai ales dacă aveți build-uri mari și care sunt consumatoare de timp, recomandarea este să folosiți un server separat pe care să ruleze periodic build-urile după schedule-ul pe care îl configurați dumneavoastră. Bineînțeles, în cazul ăsta fiind pe aceeași mașină, am folosit network service. Dacă ar fi fost pe un server separat, trebuia să folosesc un cont de servicii, cont de domeniu. Și asta este sumarul, instalarea propriu-zisă, înregistrează build service-ul cu serverul de Team Foundation Services și a terminat instalarea. După care pot să accesez Team Foundation Server Administration Console și aici pot face configurări suplimentare. În esență, este vorba de a vizualiza dacă am cel puțin o colecție, un Team Project Collection, în care să fie publicate proiectele de dezvoltare pe care vreau să le realizez.
SharePoint nu avem, deci sărim peste faza asta. Avem reporting, în schimb, bazat pe SQL Reporting Services și zona de lab management. Aici vedeți partea care ne interesează pe noi, adică trebuie să-i specific un server de SCVMM, deci consola de management pentru virtualizare, System Center Virtual Machine Manager și niște configurări adiționale de network isolation despre care o să discut puțin mai târziu. Deci ne trebuie un SVMM, asta ar fi concluzia. Dacă doriți mai multe informații despre porțiunea asta de instalare de TFS, există niște recording-uri, niște înregistrări de la un seminar care a fost difuzat acum câteva luni, Jumpstart, seria Jumpstart de pe Microsoft Virtual Academy. Ați văzut vreunul? Sunt practic niște prezentări online, video cu demonstrații, cu prezentări și așa mai departe. Vin diversi invitați. Eu le-am pe un memory stick și o să vi-l dau dacă sunteți interesați. Deci exact pe tema asta de instalare și configurare TFS. Documentația cea mai bună pentru instalare este ghidul de instalare și administrare, care e în format help, CHM. Și, bineînțeles, există un o documentație publicată de niște gentlemen care se numesc ALM Rangers de la Application Lifecycle Management pe CodePlex, în care discută foarte în detaliu partea asta de configurare de TFS. Din sursele astea m-am inspirat eu ca să-mi iasă instalarea. Ok, acum partea de instalare de SCVMM este relativ similară, în sensul că tot așa ne trebuie un server care poate fi mașină virtuală. Am folosit o mașină virtuală pe aceeași calculator aici. Ne trebuie, în funcție de versiunea pe care dorim să o instalăm, eu am instalat SCVMM cu Service Pack 1, care e versiunea cea mai recentă, deci ne trebuie Windows Server 2012 plus niște prerechizite pe care le vedeți acolo, .NET Framework, WinRM, SQL Server am pus 2012, toate celelalte sunt în sistemul de operare. Pentru consolă o să vedem că trebuie să instalăm consola pe serverul de TFS. O să revin asupra acestui aspect. Trebuie de asemenea să avem unul dintre sistemele de operare suportate. Și trebuie să avem și un host Hyper-V. Acum, ca să înțelegeți mai bine configurația pe care o am eu aici și care o să o folosesc la demonstrație, laptopul este hostul de Hyper-V, în care am o mașină virtuală cu un domain controller, o mașină virtuală cu TFS și o mașină virtuală pe care instalăm SCVMM. Deci cam asta e configurația de demo. Nu vă recomand să folosiți asta neapărat în producție, decât dacă aveți un server relativ puternic, deci pentru a avea resurse suficiente. Acum, ca și cerințe preliminare, sunt aici listate pe slide, am spus Windows Server 2012, .NET Framework, PowerShell, VADK-ul. Există niște ciudățenii aici că nu putem folosi în numele serverului cu minus SCVMM minus, nu întrebați de ce, dezvoltatorii care au făcut soluția poate să spună. Și de la o vreme SCVMM-ul nu mai are nevoie de ISIC, ceea ce este bine. Instalarea este destul de simplă, trebuie să introducem numele organizației, să agreem cu licența, să spunem că nu participăm în Customer Experience Improvement Program, că nu vrem Microsoft Update, folosim o bază de date care este instalată pe aceeași mașină, deci își creează el bază de date. Pentru că este pe aceeași mașină, folosim Local System ca și cont de servicii. Trebuie să configurăm o librărie. Librăria este chiar un share pe aceeași mașină, pe care vor fi publicate template-urile de mașini virtuale. O să vi le arăt în demonstrație. Un template de mașină virtuală e o mașină virtuală gata configurată, dar pe care o folosim pe post de șablon. Adică pe baza ei creăm alte mașini virtuale cu care să, de exemplu, să rulăm testele. Și în cadrul procesului de instalare e obligatoriu să facem un library, deci nu putem sări peste asta. Un sumar, instalarea propriu-zisă și s-a terminat cu succes. După ce s-a terminat, ar fi bine să verificăm că putem accesa consola de SCVMM.
Am trecut mai repede peste partea asta, pentru că asta ține de partea de configurare de platformă de virtualizare. Deci dacă aveți dubii la felul cum se configurează acest lucru, cereți-i administratorului de rețea să vă facă această instalare. Și pentru asta îi dați și următoarea documentație. Există site-ul de TechNet, la fel cum e MSDN-ul pentru dezvoltatori, administratorii să duc la TechNet, care mai nou nu mai avem subscripție, din păcate, pentru că Microsoft a decis că nu o să mai fie. Deci va trebui să citim și noi tot MSDN. După care există un blog pentru Virtual Machine Manager și blogul general al echipei System Center. Bun, am instalat TFS, am instalat SCVMM. Acum se pune problema să le integrăm, deci să le facem să lucreze împreună. Mai am încă o scurtă demonstrație bazată pe slide-uri care să vă arăt cum am făcut configurarea, după care o să trec la partea de demo și o să vă arăt exact cum arată configurația finalizată. Deci ce ne propunem noi să facem? În primul rând să conectăm componenta de lab management din TFS cu serverul de SCVMM. Pentru asta va trebui să facem o mică șmecherie, în sensul că pe serverul de TFS trebuie să punem consola de SCVMM, pentru că are nevoie de API-urile de SCVMM ca să poată să conecteze remote. Deci asta ar fi o cerință preliminară. După care va trebui să instalăm un test controller. Test controllerul eu l-am pus chiar pe serverul de TFS, dar în mod normal nu trebuie să stea acolo, ar trebui să fie pe alte mașini, în laboratorul de testare propriu-zis. Test controllerul este un serviciu care gestionează agenții de test care sunt instalați pe mașinile de testare propriu-zise, inclusiv în mașinile virtuale. Pașii de configurare ar fi următorii. Așa cum am zis, trebuie să instalăm consola de SCVMM pe serverul de TFS. Trebuie să configurăm partea de lab management pentru a folosi SCVMM environment. Asta înseamnă că îi spunem lui TFS unde se află serverul de SCVMM, îi dăm credențialele ca să se conecteze și să vadă ce se află acolo. După care trebuie să ne asigurăm că avem cel puțin un library, avem pentru că l-am instalat un puțin mai devreme, și să vedem că avem resurse suficiente pentru a crea mașini virtuale, resource pools, cum sunt în terminologia de SCVMM. Ar fi bine să avem și niște template-uri, adică niște mașini virtuale gata făcute, pe baza cărora să putem crea rapid, să putem proviziona rapid alte mașini virtuale pentru testare și, în sfârșit, partea de instalare și configurare de test agents și test controllers. Ok, primul pas, instalăm consola de SCVMM pe serverul de TFS. Asta ați mai văzut, numai că de data asta alegem să instalăm numai consola. Deci e mai simplu. După care verificăm că ne putem conecta la serverul de SCVMM cu profilul de administrator și vedem acolo configurația serverului de Hyper-V și alte lucruri. Deci o să vă arăt puțin mai multe detalii în demonstrație. Deci asta ar fi verificarea că ne putem lega remote la serverul de SCVMM. După care revenim la consola de Team Foundation Server Administration, unde rămăsesem că trebuie să configurăm serverul de SCVMM și selectăm Configure. Aici îi specificăm numele serverului de SCVMM, deci vedeți aici eu am pus serverul meu, deci e un domeniu local în mașini virtuale, deci nu e un domeniu real de pe internet. Ok, după care trebuie că se poate conecta, îi dăm credențialele cu care să se conecteze și opțional avem secțiunea de Network Isolation. Asta e o facilitate nouă care a apărut în SCVMM 2012 Service Pack 1, care ne permite să facem niște medii de testare care să fie izolate între ele din punct de vedere networking. Adică, de exemplu, putem testa o configurație multiple tier care să aibă un web server, un server de business logic și o bază de date pe trei mașini diferite, care ele între ele se văd, deci sunt conectate cu o rețea virtuală,
dar nu trebuie să deranjeze alte mașini virtuale care rulează pe același host de virtualizare. Și atunci există această facilitate de network isolation. Inclusiv putem face deployment la instanțe multiple ale aceluiași mediu de testare, adică perechi de 3 mașini virtuale, care din punct de vedere configurație să se numească la fel, să aibă aceleași adrese de IP, să se vadă între ele, dar să nu deranjeze alte instanțe de mașini virtuale care au fost create pe baza aceluiași template și care rulează poate alte teste. Deci putem face suite de teste separate pe instanțe separate. Asta ar fi în mare funcționalitatea de network isolation și dacă vrem să o configurăm, trebuie să-i spunem din ce range-uri de adrese de IP vrem să dăm pentru mediul de testare respectiv. Bun, deci am configurat partea de SCVMM și acum mă avertizează că pentru a putea folosi această infrastructură de virtualizare cu SCVMM pentru testare, trebuie să o asociem cu un Team Project Collection, adică cu acel workspace sau spațiu de lucru în care ne publicăm noi proiectele pe Team Foundation Server. Așa că mergem la Team Project Collections și în partea de jos, la secțiunea Lab Management, unde scrie Not Configured, asociem un library share, adică le dăm voie celor care accesează acest proiect și care vor să acest Team Project Collection, de fapt, și vor să ruleze suite de teste, să acceseze template-urile de mașini virtuale pe care administratorul de SCVMM le-a făcut el înainte acolo, pe serverul de SCVMM. Și asta ar fi primul pas, deci adăugăm librăria. Eu am una singură, dar gândiți-vă că am putea da dreptul la librării diferite pentru echipe de proiect diferite, că nu toată lumea are nevoie de același tipuri de mașini virtuale. Și putem face o izolare între ei, adică fiecare echipă de proiect să vadă numai template-urile care îi interesează pe ei. Și similar, ce host grupuri? Iarăși se poate face o izolare, în sensul că puteți avea mai multe hosturi de virtualizare cu Hyper-V, mai multe servere, și puteți spune, echipa asta are acces la primele două hosturi, echipa asta la alta are acces la celelalte hosturi și tot așa, ca să facem o izolare, să nu poată accesa membrii unei echipe de proiect, mașinile virtuale ale altei echipe de proiect, de exemplu, din greșeală. Nu neapărat intenționat. Și aici vedeți că eu aveam mai multe host grupuri, am ales că le dau permisiuni la serverele din Cluj. Și asta a fost partea de configurare de TFS pentru a accesa mediul de SCVMM. Deci, în momentul ăsta avem partea de configurare finalizată. Avem, bineînțeles, și un server de build pe care l-am configurat ca parte a procesului de setup de la SCVMM și ne mai trebuie ceva. Ne mai trebuie un test controller. Dacă revin puțin aici la slide-ul anterior, avem un build controller, adică un serviciu care controlează build-ul, deci poate genera build-ul automat. Ne mai trebuie un test controller care să gestioneze suitele de teste și să discute cu agenții de testare. Agenți de testare care sunt instalați pe mașinile de test, mașini virtuale sau chiar mașini fizice. Pentru asta trebuie să downloadați separat de pe site-ul Microsoft un ISO care conține agenții de testare și test controller. Deci nu este în kit-ul normal de Visual Studio sau în kit-ul de TFS. Deci este un ISO separat. Asta mi-am dat și eu seama după ce am căutat ceva timp. Deci am atașat ISO-ul cu agenții, instalăm test controller, se instalează foarte repede și aici urmează partea de configurare. Un test controller poate fi instalat de regulă, eu l-am pus chiar pe serverul de TFS, dar nu recomand această configurație, în sensul că test controllerul ar trebui să fie instalat chiar în laboratorul de testare. Adică dacă respectăm principiul ăla că mediul de dezvoltare și mediul de testare trebuie să fie cumva izolate, nu? Deci așa ar trebui să fie.
Aici avem serverul de TFS unde dezvoltăm și din coace avem mediul de testare unde testăm. Și aici instalăm un test controller. Instalăm un test controller, îi spunem ce serviciu să folosească. Eu am fost leneș și am folosit chiar contul de administrator, dar nu e bine. După care trebuie să-l asociem cu un Team Project Collection. Adică să-i spunem acest test controller poate fi folosit de această colecție de proiecte care este accesibilă de diverse echipe. Eu am folosit colecția default și în momentul ăsta s-a făcut asocierea. Puteți instala mai multe test controlere. Gândiți-vă că puteți avea mai multe laboratoare de testare și în fiecare să instalați câte un test controller. Și să-l asociați, bineînțeles, cu Team Project Collections care vă interesează. După care face configurarea, face toate validările necesare și aici, cu excepția unui warning, a reușit să facă instalarea. Ultimul pas ar fi să mă duc în Lab Center, o să vedeți consola imediat în demonstrație, și să văd că aici apare controllerul respectiv. Deci asta ar fi ultima validare. Bun, cam asta a fost demonstrația bazată pe slide-uri. O să vă arăt și o demonstrație pe view, dar mi-a fost frică să nu eșueze și atunci am preferat asta, că e mai simplu. Dacă vreți să vedeți partea de configurare în detaliu, cum se realizează pentru Lab Management, vă recomand aceste resurse. Sunt toate de pe MSDN. Pe memory stick-ul, care o să-l dau în pauză, o să găsiți prezentarea și de asemenea o să public înregistrarea prezentării la mine pe blog. O să vă spun la final unde se află. Acum ar urma demonstrația propriu-zisă. Urmați-mi succes! Să vedem ce putem face după ce am finalizat configurarea. Am aici avem o problemă cu SCVMM-ul. Mai avem SCVMM? Că asta ar putea fi o problemă. Nu mai avem SCVM. Deci, din motive mai puțin cunoscute, a făcut shutdown. Bun, să sperăm că își revine în timp util pentru demonstrație. Deocamdată vă arăt ce alte configurații sunt necesare aici. Printre ultimii pași pe care i-am făcut în demonstrația pe slide-uri, care v-am spus că iese întotdeauna, a fost configurarea părții de lab management. Și o să vă arăt aici configurația respectivă. Acum încerc să mai câștig timp până repornește SCVMM-ul. Aici trebuie să mă conectez la Team Project. Am făcut un Team Project anterior. Pot vedea controllerul, care este instalat chiar pe aceeași mașină, deci test controllerul este instalat chiar pe serverul de TFS. Și pasul următor ar fi să configurez aici un environment. Și aici ar fi wizard-ul pe care trebuie să-l parcurgem ca să configurăm un mediu de testare. Ok, deci nu mă lasă. Să așteptăm să pornească SCVMM-ul. Numai puțin. În orice caz, o să vă arăt cam care sunt pașii din Wizard și după aia o să încercăm să facem configurarea imediat ce pornește SCVM-ul. Mai întâi aș vrea să vă explic diferența dintre cele două tipuri de environment de testare pe care le avem aici. Standard environment ar fi pentru mașini fizice. Da? Deci stații, servere pe care totul se instalează, sistem de operare, aplicații, eu știu, prerechizite și după aia instalăm un test agent. Test agentul este capabil să preia build-ul odată ce a fost realizat, să-l instaleze automat conform unor scripturi pe care tot noi le specificăm și pe urmă să ruleze o suită de teste. Da? Rezultatele testelor sunt întoarse înapoi către Team Foundation Server. Deci prima variantă, standard environment, și hai să începem cu asta pentru că pentru asta nu ne trebuie SCVMM, ar fi, să zicem, standard test machine. Așa. Aici trebuie să spunem
ce mașini vrem să folosim pentru o testare. O să adaug aici o să zic DK1, deși nu e bine să punem, este un server. Deci ăsta e chiar domain controllerul. Nu e bine să faceți teste pe domain controller, dar eu altceva n-am în configurația mea de aici. Aici vedeți contul de utilizator cu care se conectează la mașina respectivă. Poate fi orice mașină pe care o aveți deja în mediu de testare, care e pusă în domeniu. Poate fi și în workgroup, deci nu există restricții din punctul ăsta de vedere. Trebuie să-i dau credențialele cu care să se conecteze la mașina respectivă. Următorul par ar fi să punem niște taguri, de exemplu testare DK. După care să, dacă cine este test controllerul care va gestiona această mașină de testare, în cazul ăsta test controllerul este chiar serverul de TFS. Asta e o chestiune interesantă, configure environment run UI test. Se poate automatiza testele de user interface. Ca una dintre modalitățile de teste care pot fi realizate cu Visual Studio 2012. În cazul ăsta trebuie să-i dau niște credențiale care să fie folosite ca user account-ul care rulează testele de user interface. Deci avem nevoie de niște credențiale de administrator ca să mă leg la mașina aia remote și să-i instalez test agent-ul, dar am nevoie și de niște credențiale de utilizator obișnuit, care să fie, sub care să ruleze de fapt testele de interfață cu utilizatorul, că dacă eu simulez teste de interfață, trebuie să fie un utilizator acolo. Deci, în cazul ăsta, vor rula testele cu credențialele pe care le voi furniza eu aici. Asta numai dacă rulez UI test. Pentru celelalte categorii de teste nu e nevoie. Deci o să debifez aici. Și în sfârșit facem aici sumarul, verificăm că totul e ok și verifică dacă controllerul e disponibil, verifică dacă îl poate accesa, dacă e unic și dacă nu e parte al altui mediu de testare. Deci asta ar fi un mediu de testare standard. Puteți folosi orice mașină pe care o aveți pe acolo și care are un sistem de operare instalat și pe care o știți parola. Deci și vreți să o folosiți pe post de mașină de testare. Eu între timp mă uit să văd dacă a repornit SCVM-ul. Numai puțin. Și dacă ne putem conecta la el. Pe aici, pe undeva, era și consola de SCVM. Deci o să pornesc și consola pentru că o să vă arăt mai târziu în demonstrație. Deci a trecut testele și acum finalizăm partea de configurare de mediu de testare. Asta a fost un mediu de testare standard, deci bazat pe mașini fizice. Pe noi ne interesează însă să facem un mediu de testare bazat pe mașini virtuale, pentru că aici avem niște beneficii în plus, în sensul că putem folosi template-uri. Deci de fiecare dată când se pune problema să refacem mediul de testare la o configurație de bază, pur și simplu generăm din nou o mașină virtuală pe baza unui template. O altă variantă este să folosim snapshot-uri. Un snapshot e, dacă vreți, e așa ca o fotografie, înregistrează configurația mașinii virtuale la un moment dat și putem reveni ori de câte ori vrem la acel moment de timp. Adică, ce facem? Am aplicat snapshot-ul, după aia facem testele, instalăm aplicația, rulăm testele, se strică configurația, dar nu contează pentru că după ce am terminat de rulat suita de teste, revenim la snapshot-ul respectiv și putem porni o nouă suită de teste. Deci e foarte util în momentul când facem testare automată și nu trebuie să refacem de fiecare dată mediul de testare. Deci putem reveni la o configurație stabilă. Vedeți că s-a apucat să instaleze agentul de testare pe domain controller. Nu e foarte bine, dar mă rog, adică nu e bine să folosiți domain controller. Avem și conexiune la SCVMM, deci de aici pot să vă arăt mai departe cum facem un mediu de testare bazat pe SCVMM. De data asta o să-i zicem test mediu testare virtual. Așa. Trebuie să-i spunem acum
ce mașini virtuale avem la dispoziție pentru testare. Aici vedeți că avem posibilitatea să adăugăm deci, și alte tipuri de mașini virtuale sau template-uri. El le-a listat by default pe cele care le-a văzut deja în execuție pe hostul respectiv de virtualizare. Informațiile astea sunt preluate prin conectorul de SCVMM, dar pot să mă duc să selectez oricare dintre template-urile care sunt disponibile acolo pe hostul respectiv. Și vedeți că am aici un Windows Server 2012 Application Server pe care o să-l adaug ca și template de mașină virtuală. O să termin aici wizard-ul și după aia o să vă arăt cum arată template-ul respectiv în SCVMM. Deci aici am spune cum e configurat template-ul. Toate informațiile astea sunt preluate de fapt de pe serverul de SCVMM, deci 512 MB de RAM, un singur procesor virtual. Ca sistem de operare are un Windows Server 2012 standard. Aici generează un nume aleator de calculator la fiecare mașină virtuală pe care o creează de pe baza acestui template. Parola de administrator local poate fi configurată automat. Cheia, time zone-ul, dacă este în domeniu sau workgroup, deci toate astea pot fi configurate ca parte din template. Bun, deci adaug și acest template în mediul meu de testare virtual și vreau să vă arăt că acest template este de fapt configurat anterior de către administratorul de SCVMM. Deci aici va trebui să vă înțelegeți cu administratorul de rețea sau de sistem care va gestiona mediul de SCVMM să vă permită accesul la infrastructura de virtualizare. Și iată cum arată template-ul creat în SCVMM. Deci este, dacă vreți, un șablon de mașină virtuală pe baza căruia puteți genera rapid alte mașini virtuale fără să trebuiască să instalați sistem de operare, aplicații și așa mai departe. Deci e o mașină virtuală gata configurată. Și aici vedeți că are o anumită configurație hardware virtual, deci practic are un procesor virtual, memorie virtuală. Practic astea vor fi alocate pentru execuție pe hostul de virtualizare și vor lua porțiuni din procesoarele fizice și memoria fizică, dar aici sunt resursele virtuale asociate. Placă video, placă de rețea, toate astea le pot configura aici. Pot spune la ce rețea de virtuală să fie conectată, deci toate configurațiile astea sunt prestabilite de către administratorul infrastructurii de virtualizare. Partea mai interesantă este că pe lângă asta putem să instalăm automat un sistem de operare. Și aici vedeți că avem mai multe opțiuni, aici am ales Windows Server 2012 standard. Cum funcționează acest lucru? În harddisk-ul virtual atașat acestei mașini virtuale există deja instalat sistemul de operare și este făcut cu sysprep, adică depersonalizat. Și de fiecare dată când creez o mașină virtuală pe baza acestui template, îl personalizează, adică îi dă un nume, îi dă adresă de IP, de fiecare dată altele, bineînțeles, ca să nu existe conflicte. Deci, practic, avem o mașină virtuală care are deja un sistem de operare instalat, doar că nu e personalizat. În plus, pot instala aplicații. Pot instala SQL Server, deci de exemplu pot configura aici să facă un deployment automat de SQL Server în mașina virtuală, odată cu provizionarea, deci în momentul în care creez o mașină virtuală pe baza acestui template. Și tot felul de alte setări care pot fi folosite de către administrator, cot, se pot pune, aici îmi spune ce discuri virtuale sunt folosite, deci ce trebuie să rețineți dumneavoastră din punctul ăsta de vedere este că acest template este o mașină virtuală gata configurată cu sistem de operare, cu servicii, cu aplicații aici la categoria OS Configuration. Vreau să vă arăt că puteți instala automat oricare dintre rolurile și feature-urile care sunt în sistemul de operare. Deci ceea ce instalați cu Add Roles and Features în Windows Server pot fi configurate automat în momentul provizionării de template-ului de mașină virtuală. Adică dacă vreți IIS, dacă vreți, eu știu, alte servicii, bineînțeles, care sunt utile pentru partea de dezvoltare de aplicații, le puteți pune automat. Deci toată configurația se face automatizat. Nu trebuie să instalați manual nimic. Ok.
De asemenea, aș vrea să vă arăt cât mai sunt aici în consulat de SCVMM, faptul că puteți proviziona nu doar o singură mașină virtuală, ci seturi de mașini virtuale. Și aici vreau să vă arăt un template de servicii, care iarăși e o funcționalitate nouă din SCVMM 2012 și care vă permite să provizionați mai multe mașini virtuale simultan care fac parte din aceeași aplicație. Gândiți-vă că aveți o aplicație multiple tier care are, să zicem, un web front-end, deci partea de IIS, are un, o componentă de business logic, care e pe o altă mașină, și are și bază de date. Și pentru fiecare tier puteți spune și câte mașini virtuale puteți proviziona. De exemplu, pentru web front-end, aici este configurat, să zicem, de la 1 la 5. Asta înseamnă că putem începe cu un server de web front-end, o mașină virtuală care să joace rolul de web front-end, dar mai putem pune și altele adiționale ca să simulăm, de exemplu, cum ar funcționa un web front-end în NLB și să distribuim încărcarea între mai multe servere de web front-end. În spate, având, de exemplu, un singur server de business logic și unul singur de bază de date, sau putem face un cluster de bază de date. Deci puteți simula o întreagă un întreg set de mașini virtuale care să fie făcute deployment simultan. Adică în momentul când vreți să vă provizionați un astfel de mediu de testare, puteți să vă faceți un astfel de template de servicii și să-l provizionați automat tot așa pe baza template-ului, ori de câte ori aveți nevoie. Fiecare tier din acestea, de fapt, este de fapt un template de mașină virtuală, așa cum am văzut puțin mai devreme. Vedeți aici că pot configura cum să fie legate între ele, deci partea de virtual networks, și la fiecare dintre ele puteți specifica ce template de mașină virtuală, dacă trebuie să instalați aplicații suplimentare, de exemplu Web Deploy Packages, dacă să instalați SQL, Data Tier Application Packages, DACPACs, deci toate astea ar putea fi adăugate automat ca parte a procesului de provisioning. Ok, cam asta a fost despre SCVMM, nu vreau să vă plictisesc cu zona asta, să revenim la mediul nostru de testare virtualizat, în care selectăm, de exemplu, template-ul de Windows Server 2012. Add machine. Hai să zicem Add to Environment. Da? Și ăsta este un Windows Server 2012 template care este un web server, să zicem, pentru că așa era făcut template-ul, deci cu IIS și totul configurat automat. Și aici vedeți că datele de configurare ale template-ului au fost setate automat de către au fost setate de administratorul de SCVM și sunt preluate automat aici în TFS. OS profile, vedeți toate informațiile configurate de acolo. Nu am specificat un product key și să vedem dacă mă lasă să trec mai departe. Mă rog, aici mă lasă pentru că e doar partea de configurare, dar într-o situație reală ar trebui să am grijă ca mașina virtuală pe care o generez să aibă totuși cheia instalată sau să fie măcar în modul de evaluare de 30 de zile. Test controllerul care va gestiona acest mediu de testare virtual și aici este BIFA pentru Network Isolation. Iar la Network Isolation, v-am povestit puțin mai devreme că puteți simula mai multe medii de testare virtuale, dar care să fie separate, să nu se vadă unele cu altele. Adică, de exemplu, pe baza aceluiași template, aș putea genera mai multe instanțe de mașini virtuale care să aibă aceeași configurație, dar care să nu se vadă între ele, dar pe fiecare să simulez acolo, de exemplu, un domain controller local, pot să-i pun, de exemplu, o mașină virtuală care să joace rolul de domain controller, o mașină virtuală care să fie web server, o mașină virtuală care să fie baza de date și toate astea să vadă între ele, dar să nu se vadă cu restul. Deci asta e o facilitate care puteți să o configurați suplimentar. Și asta ar fi mediul de la machine properties cred că îmi lipsește ceva. Product key-ul nu mă lasă să trec de chestia asta. These properties, ia să-i punem aici.
Hai să folosesc una dintre mașinile virtuale, deși nici asta nu e bine. Deci ar trebui să introduc în System Center Virtual Machine Manager ProdaQ, adică să vin aici la Windows Server 2012, Properties, și aici la OS Configuration să instalez un ProdaQ. Mai trebuie? Puteam pune și asta cu ProdaQ. Da, hai să lăsăm așa. Mai trebuie câte un E la fiecare. El, bineînțeles, nu verifică că cheia e validă, pentru că asta o să-și dea seama Windows-ul când o să vadă cheia respectivă. Dar ar trebui să ne asigurăm că folosim o cheie validă, ce-i drept. Bun, acum revenind aici, ar trebui să facem un refresh. O să pornesc wizard-ul din nou ca să... Deci un nou mediu de testare virtual. Mașina pe care vreau să o folosesc este Windows Server 2012 și la adaug la environment și este un web server. De asta face verificarea. Ok, o să sar aici, o să dau cancel la chestia asta și o să folosesc mediul de testare standard pentru a finaliza demonstrația, dar trebuie, mă rog, ăsta este procesul de configurare. Și ultimul pas și ultima parte din demonstrație, pentru că mi-a expirat timpul alocat, este cum configurăm procesul de build, deploy, test automat. Și asta este ultimul lucru pe care vreau să vi-l arăt. Am aici Visual Studio, care este conectat la Team Foundation Server și cu ajutorul căruia am făcut o definiție de build. Dacă editez definiția asta de build, folosește procesul default template, și care doar face build-ul. Deci în configurația asta, dacă trecem în revistă pașii de configurare, vedeți că este triggerat fie manual, fie la fiecare check-in face un build nou, asta se mai numește continuous integration, deci de fiecare dată când un dezvoltator face check-in, mai face un build, da? Și putem să ne dăm seama imediat cine a stricat build-ul. Deci dacă a făcut un check-in și nu mai merge build-ul, știm cine a fost imediat. Rolling build și așa mai departe. Eu să-l pun manual, pentru că nu vreau să fie triggerat automat. Care este sursa, cod sursă din zona de source code control. Build defaults, care e build controllerul. Unde să facă output, de exemplu, să facă pe serverul de TFS 2012, $ build. Așa. Și aici vedeți că folosește un default template. Eu o să schimb default template-ul și asta va fi pasul pe care trebuie să-l faceți și dumneavoastră ca să configurați un proces de build, deploy, test automatizat, și anume să folosiți aici lab default template, adică să includeți și partea de testare automată. Și acum să schimbă configurația build-ului, în sensul că aici avem niște opțiuni suplimentare și astea vroiam să vi le arăt. Sunt parametrii de execuție ai build-ului și trebuie să spun aici ce mediu de testare folosesc și vedeți că pot specifica unul dintre mediile de testare pe care le-am configurat anterior. Pot specifica fie să folosesc queue, un new build, fie să selectez ultimul build generat. Eu n-am făcut niciun build deocamdată, așa că n-am niciunul. O să revin aici așa. Și în sfârșit pot să-i spun să facă deploy
și adaug mașinile pe care să facă deployment la build-ul respectiv. Asta folosind test agents. Deci aici voi putea selecta oricare dintre mașinile pe care le-am configurat cu test agents, inclusiv mașini virtuale, în care să facă deploy automatizat la build-uri. Trebuie să-i specific aici scriptul de deployment. Deci aici va trebui să produc un script de instalare care să ia executabilele din build și să le instaleze corespunzător pe mașinile de testare. Și în sfârșit, ultimul pas ar fi ce teste să ruleze. Și aici am un test plan numit pentru sprintul 1, ce configurație de test, și aici ar trebui să spun ce teste automatizate. Eu n-am creat niciun test, de asta am făcut un test plan, dar n-am adăugat niciun test deocamdată. Și puteți rula suite de teste automatizat pe mașinile respective. Deci care am, așa cum am văzut, pot fi fie mașini fizice, fie mașini virtuale. Probabil că ne interesează mai mult mașini virtuale, pentru că pe alea le putem face și revert sau le putem regenera ori de câte ori avem nevoie. Deci cam asta va trebui să faceți ca să configurați un proces de build, dar care să facă și deploy și test automatizat. Deci în scenariul build, deploy, test, iar după testare, rezultatele testelor se întorc în TFS și le vedeți în rapoarte. Cam asta am avut eu de prezentat. Revenind la prezentarea propriu-zisă, dacă doriți informații suplimentare despre cum se configurează partea asta de lab management, există un articol din MSDN Magazine pe care eu l-am folosit ca referință. Există tot de la ALM Rangers o documentație despre cum se configurează lab management foarte detaliată, inclusiv cu capacity planning, câte servere vă trebuie, storage și așa mai departe. Și există o carte gratuită, Testing for Continuous Delivery with Visual Studio 2012, care discută de asemenea în detaliu aceste lucruri. Sunt și niște cărți disponibile. Cele mai cunoscute sunt cele de sus, deci Professional Team Foundation Server, Professional Application Lifecycle Management. Asta discută doar TFS-ul, asta discută despre cum putem face ALM, adică putem implementa scenarii de genul de care am povestit eu, de tip Build, Deploy, Test. Există o carte dedicată pentru MS Build și un supliment la cartea respectivă, actualizare la TFS 2012, și o carte care a apărut recent, Visual Studio Team Foundation Server, Agile Software Practices. Și blogurile cele mai recomandate pe msdn.com, Visual Studio ALM și Brian Keller, care este foarte bine cunoscut în această comunitate. Brian Keller are chiar și niște mașini virtuale gata făcute, pe care le puteți downloada de acolo de pe blog, adică acolo sunt linkurile. Și pe care le puteți încărca rapid să vedeți o instalare de TFS. Asta în cazul în care nu vreți să stați 4 zile ca mine să vă dați seama cum se instalează TFS-ul. Cam asta a fost. Sper că a fost interesant și eu vă mulțumesc foarte mult.